rata oferta promoțională la motofierăstrăul Stihl, începând de la numai 890 lei plus cadou. Stihl, prin Antora Invest, Reni. Bio-optica. Vino să vezi! ...16% reducere din ochelari de vedere sau lentile de ochelari. Consultații gratuite. Mai multe detalii în magazin. Reghi, strada Libertății, numărul 16, lângă Bila. Bio-optica. Vino să vezi! Magazinul Dan te așteaptă cu o gamă largă de produse și multe promoții. Mașini de spălat DU și Whirlpool 6 kg plus plus al 6-lea simț de la 999 lei. Mașini de spălat Beko 5 ani garanție. 20% reducere la aspiratoarele DU. Toată gama de frigorifice Arctic 5 ani garanție. 15% reducere la pachetele incorporabile Hansa și Whirlpool. Diverse modele de ceasuri. Cartele telefonice la cele mai bune prețuri. Reghi, strada Gării, numărul 3. Magazinul Dan. Totul pentru tine și casa ta. Agenția de turism Ideea Tour oferă cele mai variate oferte turiștilor săi, potrivite așteptărilor fiecărui turist în parte. Profită acum de noile oferte de Crăciun. Piața de Crăciun, Viena, Budapesta. Piața de Crăciun, Bruxelles, Amsterdam. Circuite de Revelion, Egipt, Misterele Faraonilor, Japonia, Țara Soarelui Răsare, Hong Kong, Filipine, Taiwan, Las Vegas și croazieră în Caraibe. Și nu în ultimul rând, un Revelion pe pârtie în România. Reghin Mihai Viteazu, numărul 12, de luni până vineri între orele 9 și 17 sau la telefon 0745 174 479. Ideea Tour, ideea ta de vacanță. Emisiune realizată cu sprijinul companiei Apartamente la Cheie. Bun găsit tuturor, din nou împreună aici la Dareghin TV, e luni seara și normal ora campionilor. Un an de succes pentru lupte, titlul emisiunii de astăzi, iar invitații mei sunt domnul profesor Pereș Micloș, bună seara, bun venit. Bună seara. Și doi sportivi minunați, Biblia Robert, bună seara, bun venit. Bună seara. Și Sergiu Valentin Pop. Bună seara, bun venit. Bună seara. Domnul profesor Pereș Micloș, lupte, cluburi, sportiv, școlar, Reghin. Deci se leagă toate aceste date și, în primul rând, felicitări, un an deosebit, da? Așa, printre altele, fără niciun fel de intenție de a lăuda excesiv, dar noi, prima întâlnire undeva cu vreo 2-3 ani în sală, da, la un moment dat, cum au evoluat lucrurile de atunci până ziua de astăzi? Felicitările, în primul rând, merită sportivii. Absolut. Dar a fost munca noastră comună. Din 2012, de când ne-am întâlnit, lucrurile au evoluat foarte bine. Anul 2015 a fost un an cu succes pentru Clubul Sportiv Școlar Reghin, secția lupte, atât din punct de vedere al rezultatelor, cât și din punct de vedere administrativ sau financiar. Da, și financiar. Și financiar, deci, așa, da. Corect. Aș începe cu un lucru foarte important pentru noi. La începutul anului 2015, ni s-a predat sala de lupte mărită, frumos aranjat, zugrăvit, cu bureți pe pereți, cu covor de cauciuc pe lângă suprafața de luptă, da, unde lucrăm cu haltere și gantere și aparate pentru forță.
cu frânghii, cu spaliere, deci este foarte frumos. Și am ocazia din nou să-i mulțumesc în primul rând primăriei și Consiliului Local al municipiului Reghin. Aș mulțumi conducerii Liceului Tehnologic Lucian Blaga și nu în ultimul rând aș mulțumi contribuția părinților. Da, care e întotdeauna de dorit și benefic. În special domnului Biblia Robert, care ne-a ajutat și ne-a sprijinit foarte mult. Să-i dea Dumnezeu sănătate să ne sprijine și în continuare. Într-adevăr, bun. Deci aceasta e din punctul de vedere al logisticii, să spunem așa, da? Pentru că aveați nevoie sala să fie altfel, partea financiară să se rezolve și e bine că există interes și că începând de la conducerea școlii și până la Consiliul Local și Primărie, există ajutorul necesar. Bun. Ne-am bucurat foarte mult de aceste ajutoare. Însă, anul 2015 a fost un an cu succes și din punct de vedere al rezultatelor. Am participat la numeroase competiții județene, interjudețene, zonale, internaționale și, bineînțeles, finale naționale, unde am obținut peste 70 de medalii, chiar aproape de 80, în diferite categorii de vârstă și greutate. Dintre aceste medalii, 7 medalii am obținut la campionatele naționale, 3 medalii la junior 2, prin Cotoi Mihai la categoria 54 de kilograme, Rada Alexandra la categoria 46 de kilograme și prin Biga Iosif la categoria 76 de kilograme. Juniorii 2 sunt sportivi între 15 și 17 ani. De asemenea, am obținut 3 medalii la junior 4 cu sportivi de 12-13 ani prin Pop Sergiu Valentin la categoria 59 de kilograme, Radu Ionuț la categoria 85 de kilograme și Rad Mihaela la categoria 32 de kilograme. O medalie la copii, sportivi de 10-11 ani, prin sportivul Biblia Robert la categoria 32 de kilograme. Sportivii alături de mine sunt Biblia Robert și Pop Sergiu Valentin. Și chiar o să vă rog să le prezentați puțin, pe lângă rezultatele acestea, că trebuie să vorbesc și cu ei normal. În primul rând, haideți să-i întreb eu pe ei. Robi, de ce faci lupte? De ce nu faci fotbal? Uite, poftim, hai, mă gândesc și eu la fotbal. De ce lupte? Păi, în primul rând, pentru că și tatăl meu a practicat lupte libere și mi-a plăcut sportul acesta și fotbalul nu prea. Mai bine, mult era fotbal așa ca o glumă, știi, deci practica vreau doar să văd. Deci din familie, da? Da. Bun, îți place? Te simți bine? Da. Făcând lupte? Da? Da. Care crezi tu că e cel mai bun punct al tău? Și domn profesor o să spună dacă da sau nu. Unde ești tu cel mai bun? Rău nu poți fi. Deci unde ești tu, te simți tu cel mai bine? Care zici tu că e cel mai bun lucru pe care poți să-l fac pe suprafața de luptă? Păi, la concurs pot să iau locul întâi la naționale. Și pot să iau peste tot. Am înțeles, da. Și în primul dacă rând... Vreau. Da, corect. Domn profesor, e? El bănuiesc că se simte cel mai bine peste adversar. Când adversarul are omoplații pe satea. Am poziție înțeles. De tuș. Da, de tuș, da, bun. Da. Ok. La tine, Sergio? Și tata a făcut lupte și tot din familie se trage luptele. Deci un lucru foarte bun. Acum la fel, aceeași întrebare. Care crezi tu că e atuul tău? Deci cel mai bun lucru pe care îl faci tu. Pe lângă spate, tuș, bun, am să înțeles. Să iau locul întâi la naționale de fiecare dată. Uite, ăștia îmi plac, știi? Deci așa băieții cu ambiție. E greu la vârste așa fragede ca totuși să ții montat un copil, pentru că sunt copii, da? Să ții montat, să depună efort pentru lupte, pentru că în ziua de astăzi există tot felul de tentații și... Nu.
Nu este greu. Despre Sergiu trebuie să știți, să știm, mai bine zis, că este dublu campion național în anul 2013 și anul 2014 a ieșit campion național și în anul 2015 vicecampion național. A pierdut în finala mare în fața sportivului din București, care este un sportiv mai mare cu un an decât Sergiu. Totuși sunt mândru de el și mă bucur de rezultatul lui, pentru că Sergiu este în primul an la această categorie de vârstă, junior 4, și mai are un an în 2016 și sperăm că o să iasă campion din nou. Da, aici la ei, cum ați spus, din an în an e și cresc și schimbă vârstă, categorie puțin. Deci e greu ca să fii campion la urma urmei, an după an. Da. Se schimbă condițiile fiecăruia, nu? Sergiu este un băiat foarte ambițios. El face naveta de la 20 de kilometri de Reghin. Este destul de greu. Uite, apropo, pentru că spunea și încep cu tine, o să-l întreb și pe Robi, cum se împacă? Uite, școală, da? În ce școală ești? Apropo, în ce clasă ești? La șaptea. Clasa șaptea, bun. Felicitări, ai un fizic, nu arată de clasa șaptea, da? Bun. Așa, și cum te împaci? Școală, uite, și navetă, și lupte, antrenamente, cum e? Bine, foarte bine. Bun, asta știa Sergiu, acum chiar vreau să glumesc, dar cum reușești să te descurci așa? Nu ți-e greu totuși? Măi, e un program, bănuiesc că e puțin mai lung decât al unui băiat care e din oraș, să spunem. Da, este mai lung, că vin seara la 7, ajung la acasă și n-apuc să fac temele și mă trezesc dimineața, mai târziu. Un sportiv deștept știe cum să-și împartă timpul, să facă și școală, că este foarte important să înveți, să facă și antrenamente și la o vârstă să aibă și o prietenă. Da, da, într-adevăr, până la urmă sigur că da, acolo e natural. Robi, tu, cum te împaci? Școală, lupte, bun, chiar dacă tata, la fel, deci părinții, înțeleg, pentru că știu și ei au fost sportivi, au trecut prin așa ceva. Da. Dar tu cum te simți? Am doar note bune, deci mă împac foarte bine cu sportul și școala. Aha. Nu am probleme. Și încă ceva, pentru că, și pe Sergiu o să-l întreb oricum, stai neștit. Da, da. Nu știu, de obicei cei care fac sporturi de acest gen, începând, nu dau denumiri, dar sporturi individuale și... există și tentația celor din jur, ce mă tu faci, ce tu ești, cum te împaci cu colegii, cu prietenii, cum e? Adică faptul că, mă, tu ești campion, bun, lupți... cum e? Între... la școală, prieteni, de exemplu. Da. Cu prietenii e în regulă, că sunt prieteni, da. Cu colegii mai mult, nu? Da. Mă bag foarte bine și cu colegii, nu ne certăm, nu ne luăm la bătaie sau ceva. Bun. Acum, domn profesor, o să înțeleagă de ce spun, pentru că există niște reguli peste tot. La tine, Sergiu? Mai greu cu colegii, că nu cred că am căs dublu campion național, dar mă descurc. Deci, tu fiind modest, ei oricum nu cred, dar rezultatele oricum spun. Și acum, dacă se uită la emisiune, sau dacă nu vor intra pe internet, stai liniștit și o să vadă, dacă doresc. Există totuși niște reguli. Da, e clar. Și știu că ei le respectă, pentru că altfel nu ar fi aici, în această seară. Dar cum e să impui? Că totuși există tendința aceea, știu ceva și instinctiv să aplic și în afara sălii. Da. Nu am prezentat pe Robică. Despre Robică trebuie să știm că este... Robică face lupte de 2 ani și jumătate și este dublu medaliat la campionatele naționale. În 2014 a obținut medalia de bronz la categoria 25 de kilograme, iar în 2015 a obținut tot medalia de bronz la categoria 32 de kilograme. Pentru această finală, Robico a slăbit 2,5 kg, ceea ce este un lucru extraordinar la vârsta și greutatea lui. Ne-am înțeles înainte de finală că
că el o să facă categoria 32 de kilograme. El atunci avea 35. Știam că o să facă categoria, că este un băiat foarte ambițios și are... El acasă mai are încă un antrenor. Tatălui, fost luptător de performanță, care, de asemenea, poate să-l ajute și în slăbire, atât cât și în procedee tehnice. Da, da, da. Acum, printre altele, da, bun, îl salut pe Robert cu ocazia aceasta, da, da, e un băiat pe cinste, să știi, juniorul. Ne cunoaștem de mult, oricum nu e o problemă, dar vreau să spun ceva. Nu e greu să-i convingi, iarăși revin, e sport, e foarte multă muncă. Nu știu, în general, de la vârste fragede, se încearcă inclusiv părinții. Dacă s-ar putea copilul meu să aibă succes ieri și dacă s-ar putea să fie, nu știu, fiind un sport individual, campion mondial direct, gata, am rezolvat. Cum e? Pentru că pași mici și trebuie să mergi mai departe așa sănătos. Cum este în lupte astăzi în Reghin? Eu cred că cel mai important este să facă mișcare copilul și nu să iasă campion, că trebuie decurs niște etape în lupte, trebuie să se obișnuiască cu deplasările, să simtă prelata, suprafața de saltea, și este un drum lung ca să ajungă campion național și un drum și mai lung și mai multă muncă ca să ajungă campion european sau mondial. Cel mai important este să facă copilul mișcare în ziua de azi. Bun. Haideți să spunem puțin și de... Pentru că există la CSS secția de lupte. Există un program de antrenament? Adică, nu știu, poate pe lângă cei care sunt deja angrenați pot veni alți copii. Cum se ajunge să faci lupte? Cum ajunge un copil să, zicem, la un moment dat să vrea să facă lupte? Da. Eu lucrez cu aproximativ 30 de copii, fete și băieți. Asta e un lucru îmbucurător și fete. Da. Da, e un lucru îmbucurător. Cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani. Am o grupă de avansați și o grupă de performanță. Sunt singur la Clubul Sportiv Școlar Reghin, secția lupte, ceea ce este un dezavantaj pentru lupte, pentru că în perioada competițională lipsesc destul de mult. Aproape la fiecare sfârșit de săptămână sunt plecat la competiții, odată cu juniorii, apoi cu cadeții, cu copii. Și de obicei plec vineri și ajung sâmbătă sau duminică acasă. Și aceste zile de vineri, efectiv, sunt pierdute. Nu are, efectiv, cine să mă înlocuiască. Iar de două ori pe an mă duc la curs de perfecționare pentru antrenori la București și atunci lipsesc 3-4 zile și din nou pierdem antrenamentele în acele zile. Vis-a-vis de cum se ajunge în sala de lupte, fac selecții permanent pentru că avem nevoie de continuitate, să vină sportiv din urmă, ca să înlocuiască pe cei care au trecut la o vârstă superioară. De exemplu, de la copii la cadeți, de la cadeți la juniori. În ultimul timp am reușit să adun chiar mulți copii, și fete și băieți. Momentan am 7 fete în sală. Faptul ăsta mă bucură foarte tare, foarte mult. Din aceste 7 fete, 2 sunt medaliate în anul 2015 la campionatele naționale. Fetele sunt mai grele de convins, mai greu de convins să vină la lupte, la sală, la antrenamente. Și am tot respectul pentru fata care vine la sală, face antrenament și care geanta cu echipamentul transpirat, în loc să care gentuța cu tot felul, sigur, de parfumuri rujuri. Da, da. Dreptate. Bun. Uite, urmează o scurtă pauză publicitară, revenim cu același subiect, după care vreau să discutăm puțin despre câteva competiții, așa, majore, câteva din ele, pentru că au fost foarte multe în tot acest an. Avem și câteva materiale, îl avem și pe Robi, într-unul, avem și pe Cotoi, dar
din motive obiective nu a reușit să fie în emisiune și material, fotografii frumos, așa. Nu ne grăbim pentru că timp este. Oricum, o scurtă pauză și vom reveni. Centru de Sănătate Calivita, Petru Maior, numărul 52, telefon 0751 252768. Pentru griji și nevoi, vino la noi. Sece Ramina, distribuitor Tărâțe Șrot și Floarea Soarelui. Mălai Furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcție, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, bilote, lenjerii de pat, articole de bucătărie și cadouri, toate la cele mai mici prețuri. Reghina, strada Ierbuțen, numărul 124, telefon 0746 108 567 sau 0265 512 649. Sece Ramina, soluția nevoilor tale. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu berie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metrul pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghi, strada Izvorului, numărul 11. Magazin Hermes, electronice și electrocasnice, rate plătite direct în magazin. Se garantează returnarea banilor sau înlocuirea produselor în 30 de zile de la data cumpărării dacă acestea nu se ridică la nivelul așteptărilor dumneavoastră. Nou, 3 rate fără dobândă. Strada Pandurilor, numărul 2, vis-a-vis de administrația financiară. Informații la telefon 0265 525 508 sau 0744 589 503. Magazin Hermes. Universul electrocasnice. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ai curaj să trăiești precum o fac ei? Să spui lucrurile pe care le spun ei? Să crezi în idolii în care cred ei? Să decizi la fel cum o fac ei? Crezi că poți fi ca ei? Scult TV, singura emisiune realizată integral de Genie Reghineni, fiecare vineri seara la Dare din TV. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD.
Am revenit, ora campionilor, aici la Dareghin TV, an de succes pentru lupte. Invitații mei, domnul profesor Pereș Micloș, CSS Reghin, secția lupte, și sportivii dânsului, Biblia Robert și Sergiu Valentin Pop. Am povestit puțin despre rezultatele deosebite din anul 2015, faptul că s-a pornit în 2012, mă rog, când ne-am întâlnit noi pentru prima oară, de la anumite condiții, astăzi s-au îmbunătățit cu aportul Consiliului Local, Primărie și a părinților, în special al domnului Biblia, dar pe lângă toate aceste lucruri, rezultatele au fost deosebite. Și ceea ce remarcăm acum, faptul că există și fete la sală. Pentru că, reluăm discuția de unde am rămas, lucru benefic, deși este foarte greu o fată, în loc să fie cu o gentuță, cu ceva, eu știu, vârsta cere, da, adolescentelor, ele merg la sală și transpiră și muncesc din greu. Dar continuăm mai departe. E în regulă. Felul în care pot să meargă și mai departe, dacă cineva dorește, cum ajunge să facă? Știu că sunt selecții, e permanent, dar... Da, cum am zis și mai înainte, selecții facem permanent pentru că avem nevoie de continuitate, să înlocuiască sportivii care trec într-o categorie superioară de vârstă. Antrenamente facem zilnic în perioada competițională. În perioada de pregătire și așteptăm cu drag tineri cu vârste cuprinse, da, cu vârste cuprinse între 6 și 15 ani, dornici să-și dezvolte capacitatea de coordonare, voința, încrederea în sine, la sala de lupte din incinta Liceului Tehnologic Lucian Blaga, Reghin. Antrenamentele se fac de la ora 14. Bun, perfect. Deci de la ora 14, pentru cine dorește, sala de lupte la Liceul Teoretic Tehnologic Lucian Blaga. Da, bun. Acum, în fiecare an aproape se schimbă denumirile, dar fostul Liceu 2, hai că e mult mai simplu și atunci toată lumea știe. Dar, pentru că au fost foarte multe competiții, haideți să discutăm puțin despre câteva, să ne amintim de cele de acum, haide, din ultima perioadă, să spunem ceva competiții mai importante, pentru că altfel dacă am luat tot anul, stăm până mâine, poimine și tot am avea, pentru că la aproape 80 de medalii câte au luat în acest an, e mult de povestit. Așa este. Ultima competiție am avut în 12 decembrie la Sighișoara, Cupa Cetății. A fost un turneu internațional unde au participat mai multe echipe din țară și străinătate. Am obținut 9 medalii în diferite categorii de vârstă și greutate. Competiție bine organizată, se organizează anual. Noi participăm, bineînțeles, în fiecare an. Este important să participăm la aceste competiții, atât din punct de vedere al pregătirii, cât și din punct de vedere al testării sportivilor. Penultima competiție a fost organizată la Târgu Mureș, Memorialul Antrenorilor, și la această competiție participăm anual. A fost un turneu foarte mare, cu peste 300 de sportivi, aproape sau chiar o competiție mai tare decât campionatul național, unde au participat mai multe echipe din țară și străinătate. Au fost invitați, mi se par, 2 sau 3 echipe din Ungaria și 2 echipe din Republica Moldova. La această competiție am obținut 18 medalii și în clasamentul pe echipe ne-am clasat pe locul 4. Deci am fost foarte aproape de podium. Da. Eu sunt singur la Clubul Sportiv Școlar Reghin și nu prea pot să concurez cu echipele mai mari, cum ar fi Odorheiu, Târgu Mureșu, care au 4-5 antrenori la un club.
Deci, mie este mult mai greu. Cu toate că aș dori, și aici trebuie să vă zic o chestie foarte importantă, că anul trecut, la campionatul național, organizat la Mangalia, în clasamentul pe echipe, ne-am clasat pe locul 4 la campionatul național. Individual. O secție de lupte în care există doar un antrenor, da? Da. M-a bucurat foarte mult faptul ăsta, dar totuși mi-a părut rău că de ce nu ne-am clasat pe locul 3 să... E bine că există ambiția, da, e și normal. Pe viitor aș dori să cer încă o catedră de lupte, să fim doi antrenori, să facem rezultate mult mai bune și atunci s-ar putea să concurăm nu doar individual la aceste campionate naționale, ci și cu echipa. Bun, uite, pentru că Robi e aici, noi avem și un material. Haideți să vedem un meci de-al lui, de fapt, da. Între timp putem să și prezentăm lucrurile pe care le-am omis până acum, da, n-a fost intenționat. Stai liniștit, că suntem la o poveste, așa. Haideți să vedem puțin meciul tău. Domn profesor o să poată comenta, da. Da, în imagine îl vedem pe Robico la finala campionatului național. A făcut o proiectare de 2 puncte. Nu mai țin minte cu ce sportiv o luptat. El este în dres albastru. Da. Și face procedeul lui preferat. Atacă la gleznă. Da. Ce vreau să spun? Câteva amănunte, apropo, pentru cei care au uitat de lupte sau încă n-au aflat de lupte. Durata unui meci? Durata meciurilor diferă de la categorie de vârstă. Da. Juniorii, seniorii luptă mai mult, de 2 ori 3 minute, 2 reprize de 3 minute. Copiii și cadeții luptă mai puțin. Luptele sunt întreceri individuale, unde dacă ai greșit, nu poți să zici că a greșit colegul sau că echipierul nu ți-a dat pasa bine. Sau n-a alergat el, la fotbal sau basket, handball. Ce vreau să mai întreb? Pentru că există și părinți care au foarte mari. E o întrebare, pur și simplu. Există ca în orice sport, de fapt, mergi prin casă și te poți accidenta. Riscul accidentărilor în lupte, cum e? Ca în orice sport, sunt accidentări și în lupte, mai ales dacă nu se face încălzirea cum trebuie. Da, înaintea competițiilor, ca și înaintea antrenamentelor, există o încălzire specială. Trebuie să faci încălzire până la transpirație ca să fii agil pe saltea și ca să nu te accidentezi, ca să eviți accidentările. Deci, Robi, tu cum te simți acolo? Ți-e frică de adversar? Nu. Deci când intri pe suprafața de joc, ai vreo teamă sau ceva? Nu? Nu? Deci nu ți-e teamă? Nu? Bun. Și încă ceva. A spus domn profesor procedeul tău preferat? Acela e? Da? Da. Bun. Și acum eu vreau să spun, dacă voi luptați la aceeași categorie, da? 32 de kilograme. Nu știu, ai între adversari care să zici de la campionatul național să zici, bă, cu ăla mi-e greu? 2-3. Da. E cam bas, da? Bun. Acum știu, fiecare dorește să fie cât mai să câștige. E și normal. Evoluează? E... În evoluție pozitivă? Da, aerobică foarte mult a progresat în ultima perioadă.
la Cupa Cetății, la competiția de care am vorbit. A împins într-un meci spectaculos campionul României, ceea ce m-a făcut foarte bucuros. Ia uitați atacul din nou. Vreau să vă zic că în timpul meciului sportivul trebuie să se concentreze în mai multe părți. Trebuie să se concentreze pe suprafața de saltea, să nu iasă din cer. Trebuie să se concentreze la adversar în primul rând, da. La arbitru. Trebuie să se uite la tabelă ca să vadă scorul și minutele, cât da. Timp mai are la dispoziție și trebuie să fie atent și la antrenor, să asculte ce indicații îi dă antrenorul. Bun, uite, eu mai vreau să-l întreb acum pe Sergiu, că nu am uitat că ești prezent aici de două ori dublu campion național și e foarte greu, cum spuneam în prima parte a emisiunii, an de la an, schimb categoria, vârsta, crești, e greu să te menții cu aceleași rezultate. Tu cum te simți pe suprafața de luptă? Nu știu, nu neapărat teamă, că acum oricum mai un alt fizic, dar lupți la fel cu adversari de greutatea ta. Nu teamă, dar ești circumspect, nu știu, stai, cam care e tactica ta? Nu știu, folosesc și eu cuvântul tactică, deși clar că și voi știți. Stau, da. Privesc, lăsa taci odată să văd care face procedeul mai frumos și după ce atac eu, fac contra sau fac procedeul meu preferat. Frumos, da? Fiecare luptător are procedeul lui preferat, atât din parter, cât și din picioare. 2-3 procede de sus, 2-3 procede de jos și cam asta șlefuiește la antrenament până ce automatizează ca să reușească și la competiții și cam astea folosesc. Bineînțeles, pentru cultură generală trebuie să știi o gamă variată de procede, dar în lupte sunt sute de procede și sute de contraprocede, sute de contra-contraprocede, deci poți să înveți în continuu. E ca un fel de șah, da? Da. Și la șah nu termini niciodată, da? Doar atât că e pe suprafața de luptă. Bun, mai avem un material acum, un colaj de fotografii pe care o să vreau să-l prezentăm și în care există, eu știu, trecerea aceasta prin anul 2015. Apropo de... Vă rog, domnul profesor. Da. În imagine îl vedem pe Robică la campionatul național câștigând cu sportiv în fața sportivului de la Reșița. Îl vedem pe Biga Iosif la festivitatea de premiere, ocupând locul 3 la Constanța. Aici... În imagine îl vedem pe Cotoi Mihai, la categoria 54 de kilograme. A obținut, iată, la memorialul antrenorilor a fost desemnat cel mai tehnic luptător reghinean și a primit acest trofeu cu cel mai tehnic sportiv reghinean. Asta este echipa noastră actuală. În spate sportivii mai mari, cadeții juniorii și în față cei mici. E un grup frumos. Da, cum am zis și mai înainte, suntem în jur de 30 în sală, băieți și fete. Și avem sportivi valoroși, care unii dintre ei nici n-au participat la campionate naționale din cauza vârstei. Au o vârstă fragedă. Aici îl vedem pe Sergiu, vicecampionul nostru din 2015, și pe Rad Mihaela. Frumos, așa. Încă o întrebare, până domn profesor spune acolo, eu mai completez. Cum e să fii pe podium? Foarte frumos. Te simți ca niciodată. Da? Robi? Da, la fel. Da. Foarte, foarte frumos. E, da, știi, așa să urci de pe treapta pe care ai fost puțin mai sus, da. Și mai sus, cum e? Iată, în imagine, da. Vedem pe Radu Ionuț,
La junior 4 a obținut medalia de argint, vicecampion național în anul 2015. Nu numai pe podium este bine, și lângă podium, da, ca antrenor, este foarte bine să fie sportivi alături de tine pe podium. Deci, practic, acesta e țelul, la urmă urme, că na, e un, oricum toată lumea încearcă să fie cât mai, cât mai bun și să obțină, normal, poziția fruntașă. Locul întâi pe podium e, ar fi ideal. Ați bun, spus, da. Ați spus cum este pe podium? Păi, da, te rog. Când ești pe locul 1 și te uiți la ceilalți că sunt mai jos, ești ca un zeu pe lângă ei. Foarte frumos. Da. Ei, mi-a plăcut, Robi, acum. Bun, deci ca un zeu față de ceilalți. Bun, luăm o scurtă pauză. Mai avem un match de la acel cel mai tehnic luptător de Ghinanda, da? Că ai spus la un moment dat de Cotoi. Și vom vorbi puțin și de planuri de viitor și, bineînțeles, dacă cineva dorește, eu știu, părinți sau eventual copii, urmărind această emisiune și văzând, acum noi practic facem reclamă, dar facem reclamă pozitivă pentru că sunt campionii noștri ai Reghinului, poate vor fi doritori care să meargă la sală, să-l caute pe domn profesor și să încerce să facă lupte. Uitați, sunt și fete și au succes. Pauză și revenim. Emisiune realizată cu sprijinul companiei Apartamente la Cheie. Savisor, firma autorizată ISCIR, instalații, încălziri centrale, proiectare și execuție, instalații de gaz. Verificări tehnice periodice la centrale termice, autogazere, convectoare, instalații de gaz. Comercializează centrale Imergaz, garanție 5 ani. Informații la telefon 0745 897 062 sau 0747 143 971. Savisor, Reghin, strada Apelor, numărul 4. Nera Auto Service, de 14 ani pe piața Reghineană. Laborator de vopsele cu nuanțare computerizată. Atelier de tinichigerie auto. Vopsitorie în cabină de vopsit ultramodernă. Nera Auto Service, seriozitate și calitate. Bio-Optica. Vino să vezi! ...16% reducere din ochelari de vedere sau lentile de ochelari. Consultații gratuite. Mai multe detalii în magazin. Strada Libertății, numărul 16, lângă Bila. Bio-Optica. Vino să vezi! Vă așteptăm în cel mai nou service autorizat Reare de camioane și autoturisme la cele mai mici prețuri. Spălătorie auto și decovoare, vulcanizare. Mecanică. Optică.
checherii, vopsitorie, la cele mai mici prețuri. La ieșirea din Suseni spre Râncovenești. Suseni, numărul 240, județ Mureș. Telefoane 0756-022-649 sau 0365-430-870. Salut! Sunt Florin Vos și te invit să petrecem împreună noaptea dintre ani în stil country western la Hotel Marion Pădurea Rotundă. Vino să savurăm împreună momente de neuitat într-o atmosferă de clasă, iar dacă vei avea cea mai originală costumație country, vei putea câștiga o cină romantică pentru două persoane. Sună acum la 0722 512 775 sau accesează pagina de Facebook Hotel Marion Pădurea Rotundă și află care sunt și celelalte oferte speciale. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Suntem sursa ta zilnică de informație, jurnalderegin.ro, site-ul de unde peste 20.000 de vizitatori din toată lumea sunt la curent cu ultimele știri din Reghin. Jurnalderegin.ro, locul unde ai citit cele mai importante știri din Reghin. Aici ai trăit împreună cu noi clipe fericite din viața comunității, dar ai descoperit și momentele critice prin care a trecut societatea reghineană. Jurnalderegin.ro, știri, rubrici utile sau reportaje, toate de interes local. Jurnalderegin.ro, cel mai vizualizat site din Reghin. Jurnal de Reghin, aici se întâmplă, aici afli. Un proiect MX Media. Ultima parte a emisiunii, ora campionilor, aici la Dareghin TV. An de succes pentru Lupte, domnul profesor Pereș Micloș, Clubul Sportiv Școlar Reghin, secția Lupte, și sportivii dânsului Biblia Robert și Sergiu Valentin Pop. Campionii noștri sunt mult mai mulți la CSS. Vorbeam înainte de pauza publicitară și bine a completat Robi, apropo de faptul că... Deci cum e să te simți să fii pe poziția cea mai înaltă a podiumului? Păi ca un rege față de ceilalți. A fost foarte drăguț la vârsta lui, mi se pare normal. Dar ce mănâncă un rege? Pentru că e un sport individual, ai categoria, da, înțeles că ai slăbit la un moment dat, Sergiu la fel, și pentru tine e valabilă întrebarea. Da. Mănânci tot ceea ce îți dorești? Nu. De exemplu, fără dulciuri și... de exemplu, ciocolată, astea, nu. Fără. Da, deci nu ai voie. Bine, sau dar nu este cartofi, în buzunarul, sau... la rucsac, în buzunar, acolo nu e nimic, măcar un baton de ceva, nu? Niciodată? După ce ne cântărim la concurs, putem să mâncăm. După perioada competițională sau după cântar? Așa, după cântar. Vă dați seama ce greu e la slăbire. Da, exact. Toată lumea, mai ales la școală, cu ciocolățile, dulciurile în mână. Așa eram și eu. Are voie să mănânce toți un grătar pe zi. Toți erau cu ciocolată și... De tația e mare. Da. Și greu să te abții. Și cu chifle și... Aha. Cum eu nu aveam voie nici multă pâine, pentru că și pâinea îngrașă. Aha, și ceilalți cu... Așa, și pe ei când îi vezi cu sandwich-ul sau cu ceva, da. Reziști? Ți-e greu să reziști? Nu este foarte greu, dar totuși. Aha, delicat. Delicat, bun. Sergiu, tu ești și mai mare, bun, ai trecut și mai mult prin lucrurile astea. Tentațiile sunt mari. Nu mai zic snacks-uri și tot felul de chestii din astea, nu le fac reclamă acum. Care, asta e la vârstă. Cum e să te abții? Foarte greu. Da. Când află colegii, încă își cumpără ciocolată și fac în ciudă. Plec din clasă și vin când începe orele. Am înțeles. Te ascunzi. Asta e farmecul. La urma urmei sunt jocuri între voi. Dar e
E greu să ții totuși un regim, să te menții în greutate, așa sincer, tu. Da, da. Ți-e greu să te menții pentru cântar? Da, foarte greu. Mai mănânci salată, dulciuri deloc, pâine puțină, greu. Greu. Deci pe lângă faptul că e un sport greu, depui foarte mult efort, e și o chestie de permanent să ai grijă de greutate, ceea ce totuși e un lucru pozitiv, adică te ajută în viață să... altfel arată un sportiv care... Este greu să faci categoria respectivă, dar este și mai greu să te menții permanent la aceeași categorie de greutate. Trebuie să pui deoparte dulciurile, pâinea, cartofii, să mănânci carne, cașcaval, deci fără prostii, chipsuri și sucuri, cum ați zis și dumneavoastră. Da. De obicei începem slăbirea din timp, sau cu 2-3 săptămâni înainte de competiție, depinde de cât ai de slăbit. Cât ai de slăbit. Da. Da. Uite, vezi, îmi place. Zice, da, bun. Bun. Uite, e un bun. E bine. Da. Încă ceva, Robi, mai vreau să te întreb. Acum, amândoi, e valabil pentru amândoi. Da, da. Bine, e vârsta. E prea devreme pentru tine, dar nu e greu așa când, nu știu, când ești la concurs? Există în public și fete, ai galerie. Nu știu ce părere au fetele, pentru că la sală am văzut că există. Acelea sunt de ale voastre, care bun, depun efort. Dar în rest, cum e în jur? Spectatoare, nu știu, la meci. Păi, nu te încurcă, nu? Nu, pentru că când sunt pe saltea, doar... mă uit doar la adversar, nu mai aud nimic, doar vocea profesorului și al tatălui meu. Atât. Tu, nu, Sergiu? Aud. Acum, în campionatul național la final, am avut galerie și fete și băieți și trebuia să mă concentrez ce spunea domn profesor și la adversar. Era foarte greu. A fost puțin mai greu. Da, deja altă vârstă, vezi, deja a evoluat. Da, mi se pare normal, e ciclu normal al vieții. Da. Bun, apropo de... cel mai tehnic sportiv reghinean. Mai avem un material, haideți să-l urmărim. Există un procedeu deosebit acolo. Am văzut înainte de emisiune, mie mi-a plăcut foarte mult și vorba unui coleg, e frumos, e foarte tare, vorba domnului profesor, dar și foarte periculos. Haideți să urmărim materialul și domn profesor va comenta ce se întâmplă. Deci este, în imagine îl vedem pe Cotoi Mihai, cu campionul României de anul trecut la categoria 54 de kilograme. Cotoi Mihai este un sportiv foarte bine făcut, foarte tare, forțos și are o tehnică foarte bună. Da, și în plus sunt procedee pe care mulți dintre noi le văd doar în film. Da? Și e un procedeu ca în film. Haideți să o luăm așa. Procedeul lui preferat este intrarea la două coapse pe la sfârșitul reprizei sau meciului. O să facă un procedeu de mare clasă. Un procedeu foarte spectaculos, cu care o să câștige meciul. Spectaculos. Și apoi, după acest procedeu pe care o să-l vedem, eu abia aștept să-l văd, da? Mai trebuie să remarc ceva și trebuie să punctăm ulterior. Felul în care vede antrenorul din ziua de astăzi mersul luptelor la modul general în România. Pentru că am avut rezultate fantastice, am avut campion mondial, olimpic și tot ce. E mai greu, e altă fază, e altă perioadă. Șansele pe care le avem noi, mici, mai mari, de a reveni, eu știu, mai spre vârful piramidei din acest punct de vedere. Pentru că, într-adevăr, e mulți factori, dar uite că se începe. Eu, în primul rând, aș vorbi despre viitorul luptelor la Clubul Sportiv. Da. Aici acum? A făcut intrarea, da. Ridică și acum, ia uitați. Procedeu foarte spectaculos și de mare clasă. Da. Punctat cu 4 puncte. Pur și simplu la peste cap și la...
Da, e și periculos, da? Nu, este periculos pe saltea. Pe saltea și mai ales dacă știi să cazi. Bun, viitorul, apropo de CSS Reghin. Eu văd cu ochii buni viitorul luptelor din Reghin. Am reușit să adun sportivi buni, sportivi foarte mulți și am sportivi valoroși care sunt care n-au participat la campionatul național anul acesta din cauza vârstei, au o vârstă fragedă. L-aș aminti aici pe Andrei Păcurar, pe Tomaș Damid și mulți alții, mai mult ca sigur că ați auzit de ei, și la anul 2016 o să aibă primul campionat național, de unde sper că o să se întoarcă cu medalii, cu medalii cât mai strălucitoare, poate chiar și titlu național. Asta înseamnă viitorul luptelor în România, de fapt, cât de aici pornește, Reghin. Da? De în Reghin, nu? De în Reghin și din alte locații, din alte localități unde există cluburi sportive școlare, dacă se pune accent pe lupte și există talent și dorință și oameni dedicați meseriei, suntem pe un drum bun. Din păcate, timpul, iată, uite, s-a scurs. Încă o dată să reluăm puțin programul, dacă cineva dorește să meargă la sală. Ora 14? Da? Ora 14, zilnic facem antrenament în incinta Liceului Tehnologic Lucian Blaga Reghin și sunt așteptați cu dragi copii cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani. Bun, iată, timpul chiar a scurs, s-a scurs foarte rapid. Domnul profesor Pereș Micloș, sportivii dânsului Biblia Robert și Sergiu Valentin Pop, campionii noștri, există și mai mulți, vom avea la anul și mai mulți, cum spunea domnul profesor, există din spate puternic, vin băieți și fete care, iată, vor aduce cu siguranță rezultate deosebite pentru reghineni. Multă baftă în continuare, succes, sărbători fericite și la anul să ne reîntâlnim așa mai des după competiții, nu numai la știri, să veniți și în emisiune și să avem cu ce să ne lăudăm, că într-adevăr există. Da. Mult succes în continuare. Da. Mulțumim și sărbători fericite. Așa, mulțumim, multă baftă în continuare. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați urmărit, iar până la o nouă întâlnire aici, la Ora Campionilor, sunt Ghiță Zileru, numai bine. Emisiune realizată cu sprijinul companiei Apartamente la Cheie. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clădire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metru pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la și la domiciliu. Comenzi la telefon 0745 377 779. Spălătoria Niagara, Reghin, strada Izvorului, numărul 11. Agenția de turism Ivrea Tour oferă cele mai variate oferte turiștilor săi, potrivite așteptărilor fiecărui turist în parte. Profită acum de noile oferte de Crăciun. Piața de Crăciun, Viena, Budapesta. Piața de Crăciun, Bruxelles, Amsterdam. Circuite de Revelion, Egipt, Misterele Faraonilor, Japonia, Țara Soarelui Răsare, Hong Kong, Filipine, Taiwan, Las Vegas și croazieră în Caraibe. Și nu în ultimul rând, un Revelion pe hârtie în România. Reghin Mihai Viteazu, numărul 12, de luni până vineri, între orele 9 și 17, sau la telefon 0745 174 479. Ideea Tour, ideea ta de vacanță.